Conducând și de prevederi articolului 315, Codul de Procedură Penală, colegii decide a respinge ca fiind nefondate apelul procurorului procurorului anticorupție Bitșor, apelul companiei Ord Limited, apelul lucrăților cointeresate Bieț și Păvăleanu, a admite apelul avocatului Popă de arătat interesul inculpatului Vladimir Flapt, apelul societății pe acțiuni IPTEC, apelul avocatului Nicola de arătat interesul sa IPTEC, apelul avocatului Igor Popă de arătat în interesul capitalului Invest Company Societate pe acțiuni, apelul Sandi Divercean și apelul avocatului Iorgan interesul Divercean Sanda, casează parțial în parte confiscării speciale sentința judecătorii Buicani din 27 iunie 2006 în această parte pronunță o nouă hotărâre potrivit modul stabilit pentru prima instanță. Aplicai măsură de siguranță în formă de confiscare specială față de bunurile, imobile și cote sociale puse sub sechestru care părțăm lui Vladimir Flapt cu drept prioritate sau contravalare bănească a nedemurării licite primite de către Vladimir Flapt în sumă totală 472.537.568,78 de bani. Admit în principiu cerințele apelanților Popa Igor în interesul Vladimir Flapt, a societății pe actul IPTEC, avocatului Nicol în interesul IPTEC, avocatului Popa în interesul SA Capital Invest Company, apelul Divrecean Sandra Șopil, avocatul Iordan în interesul Divrecean, în parte ce ține de lezare dreptul de proprietate asupra bunului supus confiscării speciale și confiscării extensive, aplicat prin sentința judecătoriei Buicani din 27.2016, în privința unor proprietate personală companie și pe personală al lui Vladimir Filat, dar în parte ce depășește suma remunerării licite 469.573.668 lei, lăsând a fi sonat litigi în această parte în ordine procedurii civile. Anula sentința judecătoriei Buicani din 27 iunie 2006 în partea încăsării cheltuielilor de judecată în sumă de 15.561 lei de la Filat Vladimir Vasile în folosul Centrului Național Anticorupție, aceste cheltuieli trece în contul statului. A respinge ca neîncheia de cerințe Divrecean, Păvăleanu, Bieț, IPTEC, Capital Invest Company, companiei Ord Limited, privind trecerea, privind ridicarea secretului asupra bunului confiscate, menține măsurile asigurătoare de cap în față de acestui bun, până la pronunțarea hotărârii instanței civile asupra litigiilor date. A menține celelalte dispoziții a sentinței judecătorii Buicani din 27 iunie 2016, a calculat termenul de executare pe Bieții, Filar Vadim Vasile, din 11 noiembrie 2006, cu includere în termen de executare, perioada rețelui în arest de la 15 octombrie 2015 până la 11 noiembrie 2016. Decizia poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de zi, dar pronunțarea deciziei motivate, pronunțarea deciziei motivate pentru plată de 9 decembrie 2016, 00:00, contrasemnat, ratificat.